Să încep prin a vă felicita pentru distinția oferită de statul german, o distinție care răsplătește simbolic atașamentul dumneavoastră față de valorile europene. Oricum a fost o surpriză pentru mine, nu mă așteptam cât de puțin să primesc într-o zi așa ceva. Pur și simplu am fost surprins și, desigur, m-am bucurat. Nu, bănuiesc că ce a interesat și a plăcut pentru a se ajunge la această distinție e tonul european pe care îl au scrierile mele, cel puțin așa cred, așa sper. Este un volum cu un titlu lung, sunt de fapt două titluri. Da, volumul e mai scurt, titlul e lung. Dar am vrut să îmbrățișez întreaga istorie, să zbor așa repede, a vol d'oiseau, cum spune francezul, peste întreaga istorie. Deci spuneți, de la Dacia Antică la Marea Unire este o primă secțiune și de la Marea Unire la România de astăzi. Părerea mea, legătura între cele două este conceptul de unitate, care e conceptul greu în toată cartea și pe care, să spun așa, îl puneți în discuție. Cum vedeți conceptul acesta de unitate, adică din punct de vedere și teoretic și felul cum este? Bine, în ce mă privește, eu îl văd asociat neapărat cu alt concept, acela de libertate, fiindcă o unitate dusă prea departe pur și simplu devine înăbușitoare. Așa încât și unitatea trebuie temperată. Fiecare valoare, de fapt, trebuie temperată prin alte valori, prin diverse condiții. Alminteri se ajunge ușor la interpretări abuzive și la, mergând chiar până la ștergerea, pur și simplu, a libertății individului sau comunităților respective. La noi s-a cam exagerat cu conceptul de unitate, mă refer la istorie acum. Odată ce românii au pornit pe calea realizării unității naționale, au proiectat în trecut același concept al unității într-o manieră mai discretă și mai rezonabilă în istoriografia tradițională românească, dar foarte, foarte precis marcată această valoare, această condiție a unității în epoca comunistă. De fapt, în bună măsură, istoriografia noastră actuală, în măsura în care unii istorici continuă să insiste pe vechimea românilor sau a strămoșilor noștri, vechimea, unitatea, continuitatea, astea sunt concepte care au fost folosite din plin și chiar abuziv în anii comunismului. Deci istoriografia noastră, mă refer la partea aceea de istoriografie care are conotații naționale puternice, care merg foarte departe, își are originea în comunismul naționalist. Asta e clar. Deci, ideea asta a unanimismului, nu? În fața marilor evenimente ale istoriei, momentele decisive ale istoriei, românii au fost uniți, au știut să fie uniți. Ori asta este o exagerare. Sigur că până la urmă s-a impus un punct de vedere, să zicem, al majorității, dar nu înseamnă că nu au existat, că nu există și că n-ar fi firesc să existe, chiar foarte bine să existe și puncte de vedere diferite. O societate este un organism viu, nu este, o punem sub semnul unității și gata, am terminat. Acesta e interesul național, dar cine definește interesul național? Și pur și simplu toți românii defilează în același pas pentru aceleași idealuri. Am încercat să arăt că lucrurile nu stau așa, n-au cum să stea așa, când am lucrat la cartea despre germanofilii din primul război mondial. Un subiect, nu zic tabu, dar foarte puțin abordat și foarte tare simplificat. În sensul că ori fi fost câțiva rătăciți, sunt numele binecunoscute, arghezi, slavici, stere, sunt câțiva care însă nu afectează cu nimic, quasi unanimitatea românească
de la 1914, 1916 și 1918. Ori, cercetând problema, am descoperit și nu se mai termina mereu, mai apărau noi și noi germanofili, adică oameni care în primul război mondial au avut o altă atitudine, pledând fie pentru alianța cu puterile centrale, fie pledând pentru neutralitate și socotind, fiindcă aici era alegerea posibilă, socotind că pericolul rusesc mai întâi este prezent și România n-ar trebui să se alieze niciodată cu Rusia, fiindcă România nu se află între Germania și Franța. Atunci, bun, marea majoritate fiind francofilă, mergem cu Franța. Nu, dar România se află între Germania și Rusia. E o chestiune de geopolitică pe care nu avem cum să o schimbăm. Și atunci, în mod firesc, chiar dacă în primul război mondial am fost în tabere opuse, până la urmă, cartea germană este importantă pentru români. Nu ne putem detașa de condițiile istorice și geografice ale spațiului unde ne aflăm. Deci, germanofilii, așa zis și germanofilii, erau mai ales rusofobi, nu cu Rusia, ăsta era punctul de vedere, și în ce privește unitatea românească, insistau asupra pericolului rusificării în Basarabia și comparau, de fapt, Transilvania cu Basarabia. Sigur, și Transilvania e majoritar românească, se cuvenea să revină într-o bună zi României, dar spuneau ei, nu este o urgență atât de mare, nici pe departe, cum e cu Basarabia. Fiindcă maghiarizarea făcea progrese foarte relative. Ungurii n-au reușit până la urmă să-i maghiarizeze pe români. Dar în Basarabia procesul de rusificare mersese foarte, foarte departe. Așa încât, iată, sunt două tabere ideologice, cum să spun, până la urmă știm ce s-a întâmplat, cine a avut câștig de cauză, alianța cu Antanta, cu Franța, cu Marea Britanie, adăugându-se și Statele Unite, dar în condițiile în care Germania a câștigat prima fază a războiului pe frontul de Est. Rusia a fost scoasă din război, are loc revoluția, se fragmentează într-o anumită măsură Imperiul Rus și în aceste condiții Basarabia revine României. După aceea Germania este înfrântă la rândul ei, se dezmembrează Austro-Ungaria, ceea ce face posibilă alipirea Bucovinei și a Transilvaniei. Și vorba lui Carp, care e firesc să fie reamintită în acest context, românii au avut atât de mult noroc încât nu mai au nevoie de oameni politici care să-i ghideze soarta, lucrează pentru ei. Deci ăsta e un exemplu. Primul război mondial nu există. Ideea asta, încă o dată, că românii sunt uniți în momentele cruciale ale istoriei lor, păi tocmai în momentele cruciale sunt puncte de vedere diferite. Unele, sigur, că ajung să triumfe până la urmă. Dar asta e foarte, e incorrect și e și periculos. E foarte periculos, chiar să insistăm mai mult decât trebuie pe unitate. Înseamnă că dăm la o parte libertatea, nu? Capacitatea omului de a alege sau comunităților. Unitatea face parte dintr-un tip de ideologie naționalistă care s-a creat undeva. Bun, și care și-a avut virtuțile ei, cum să spun, dacă nu s-ar fi crezut deloc în unitate, nu mai făceam România, bineînțeles. Dar, încă o dată, orice valoare, dacă o ducem până în pânzele albe, poate să devină dăunătoare, chiar lucruri care în varianta lor moderată sunt cât se poate de pozitive și de folositoare. Dar dacă pledăm pentru unitate și numai pentru unitate, rămânem fără libertate, rămânem fără democrație, rămânem fără recunoașterea capacității și dreptului fiecărui cetățean de a alege și de a gândi cu mintea proprie. Folosiți de câteva ori sintagma asta de corectitudine politică, mai mult sau mai puțin ironic. Ce înseamnă corectitudinea politică în rândul istoriografiei, în istoriografia românească? Bine, istoriografia românească, din păcate, nu s-a eliberat complet de faza romantic-naționalistă de secolul XIX. În secolul XIX lucrurile astea și-au avut rostul. Deci istoria, chiar în viziunea asta puțin sau chiar mai mult unificată,
cu proiecția asupra antichității și a evului mediu a ideologiei naționale, care de fapt nu se întâlnește în societățile medievale. Dar aceste mituri, mitul lui Mihai Viteazu, mitul Dacii Antice, au contribuit la crearea României, a micii României într-o primă fază și a României mari la 1918. Am mai spus-o referindu-mă, eu știu, la Mihai Viteazu. Mihai Viteazu n-a făcut unirea la 1600, n-avea cum să o facă nici prin cap, nici prin cap nu putea să-i treacă că toți românii ar trebui să se reunească într-o singură țară. Nu există concepția asta. Însă, simbolul lui Mihai Viteazu a fost extrem de activ, deci în secolul XIX și la începutul secolului al XX-lea. Deci, unirea românilor până la Marea Unire inclusiv s-a făcut și sub semnul memoriei lui Mihai Viteazu, simbolului acesta Mihai Viteazu. Altminteri, e foarte interesant și am arătat și în cartea asta despre care discutăm, cum cărturarii români, în special moldovenii, că ei sunt mai preocupați și au cunoștințe mai multe privitoare la originea românilor. Deci Grigore Ureche, Miron Costin, secolul al XVII-lea, apoi Dimitrie Cantemir. Deci oamenii ăștia știu prea bine că sunt români, dar identitatea lor este moldovenească. Sunt români, dar și moldoveni. Și în primul rând, e greu de spus în primul rând, dar parcă în ce privește identitatea se consideră mai mult moldoven decât pur și simplu român. Miron Costin scrie despre originea comună a românilor din toate provinciile, de originea latină, originea comună, folosește chiar termenul de român, știe că românii sunt români, dar asta într-o lucrare pe care o intitulează De neamul moldovenilor. El scrie din punctul nostru de vedere despre neamul, despre originea românilor, dar titlul pe care el îl pune și era dreptul lui, De neamul moldovenilor. Grigore Ureche, chiar mai înainte, se referă la limba, la limba română, știe că toți românii vorbesc aceeași limbă, că e o limbă care se trage din latină, iar însă titlul paragrafului respectiv la Grigore Ureche este despre limba noastră moldovenească. Deci se exprimă, ca să fac o mică glumă, cam cum se explică Igor Dodon în prezent, dar sigur în cu totul alt context istoric, politic și ideologic. Deci astea, criteriile acestea, principiile acestea ale unității naționale sunt valori, sunt ideologii de secolul XIX, care și-au avut rolul lor, marele lor rol, nu se poate nega acest lucru. Numai că acum trăim două secole mai târziu. Și există, folosind termenul acesta de corectitudine politică, asta presupune că există și un fel de poliție a gândirii care sancționează. Da, deci românii, nu vreau să generalizez și să păcătuiesc eu însumi, referindu-mă la, nu știu, o ideologie care i-ar cuprinde pe toți, nu? Nu toți, dar încă destul de mulți istorici de-ai noștri și mai ales din generația mai veche merg în continuare pe ideea că istoria este făcută să sprijine drepturile românilor. Deci o istorie puternic marcată în sens național, unde românii trebuie să aibă mereu dreptate. Nu, noi n-am greșit niciodată, alții au greșit mereu, inclusiv față de noi. Noi ne-am comportat întotdeauna foarte frumos, alții s-au comportat urât cu noi și așa mai departe. Ori asta este o istorie care și-a trăit traiul, zic eu, care în latura ei bună a fost foarte folositoare la 1859, la 1918, că așa s-a făcut România, în mare măsură, prin apelul la istorie. O istorie parțial mitificată, dar miturile astea și-au avut sensul lor atunci. Acum însă ajungem să ne comportăm curios, cum să spun, cam exotic. Pe nimeni în Europa, în Occident cel puțin, nu mai interesează această istorie exclusiv națională. Și nu mai folosește la nimic. Românii sunt uniți astăzi, nu datorită lui Burebista, nu datorită lui Mihai Viteazu, sunt uniți fiindcă așa vor ei și așa gândesc ei în prezent. Aveți și câteva texte de actualitate, aș spune. De pildă, într-un fel,
indicați corupția de astăzi ca fiind elementul fundamental al necazurilor pe care le avem. Când spune asta un jurnalist, e ceva, dar când spune un istoric, intră într-un alt tip de narațiune. Ați văzut fenomenul acesta în ultimii 30 de ani sau cum l-ați descrie în acești 30 de ani de la Revoluție? Bine, ce să spun eu? România a avut o mare realizare, o imensă realizare în istoria lor și asta este unirea tuturor românilor. Nu e de aici, de acolo. Uitați-vă că s-au realizat asemenea uniri și apoi s-au spart, s-au pulverizat în partea asta de Europa. Nici Iugoslavia nu mai există, nici Cehoslovacia. Națiunea română a rezistat mult mai bine în cadrul unitar al României, al României mari. Sigur, se poate discuta în ce măsură ar fi fost mai potrivită o organizare oarecum descentralizată, mergând chiar până la federalizare. Nu s-a dorit asta, s-a dorit un stat național unitar, modelul administrativ, modelul de organizare politică a fost bună măsură cel francez. Deci un stat centralizat în sensul Franței, să spunem, nu un stat federal pe cum Germania, ca să dau alt exemplu. Asta a fost marea realizare a românilor, dar întrebarea după aceea trebuia să fie, era firesc să fie, bun, am făcut România mare, ne-am adunat cu toții la un loc, ce facem mai departe? Ce iese din treaba asta? O, lucrurile nu prea au ieșit grozav. Avem impresia, fiindcă există mitologia asta, perioadei interbelice, ce bine a fost în perioada interbelică. Dacă adunăm și scădem toate reușitele și eșecurile și în sfârșit încercăm să facem o radiografie corectă, România mare interbelică e departe de o reușită remarcabilă, cum să spun. Sigur, poate am fost orbiți într-un fel de strălucirea culturii românești, o perioadă culturală foarte interesantă, foarte importantă. Dar alminteri, democrația a mers foarte șchiop, violența a crescut treptat până la cote foarte înalte în arena publică. Nu, legionarii, Carol al II-lea, n-are rost să reiau discuția asta istorică. Și până la urmă, România mare s-a prăbușit la 1940. Apoi am intrat în comunism, deci iarăși ne-am îndepărtat de o istorie cât de cât normală. Iar după căderea comunismului nu prea ne găsim valorile și structurile politice și intelectuale care să corespundă timpului pe care îl trăim. Deci e o țară care nu merge prea bine, cum să spun. Sigur, se poate invoca dezvoltarea economică, un ritm în ultimii ani oarecum bun de dezvoltare economică, dar totuși avem în continuare aceste forme fără fond, fiindcă, ca să-l citesc pe Maiorescu, tot ceea ce a putut oferi Occidentul, am copiat modelul occidental, de la francezi, de la nemți, de la unii, de la alții, dar până la urmă ne-am organizat formal, într-o manieră occidentală. Astea sunt formele, însă fondul, vedem ce se întâmplă și în ultimii ani. Nu? Ceea ce n-ar fi fost de mirare într-un regim dictatorial sau totalitar, însă în contextul unui regim democratic este uluitor ce se întâmplă. Adică avem, ca și țările occidentale, avem toate instituțiile democratice. Ne proclamăm sus și tare democrația, deci totul ar fi foarte bine, dar vezi că nu merge. Nu că ne îndreptăm în altă direcție. Și cu multă ipocrizie sau dezinformare. Fiindcă, bun, fiecare vorbește despre democrație. Ori democrația este esențială, dar nu este suficientă. Cu democrația nu faci nimic, poți să faci chiar lucruri rele în absența statului de drept. Și unui stat care să fie nu doar în mod proclamat stat de drept, să fie chiar cu adevărat stat de drept.
totalitarismele s-au născut din democrații. Nu? Italia interbelică a alunecat spre fascism, Germania interbelică spre nazism și așa mai departe. Deci nu ajunge democrația, lasă că și democrația se pretează la diverse definiții și interpretări. Dar oricum ar fi, nu le rezolv pe toate cu democrația în absența unor repere sigure, stabile, care definesc statul de drept. Și aici, sigur, e chestiunea justiției care este esențială, chestiunea independenței justiției. O justiție care nu mai e independentă sau e doar parțial independentă, pur și simplu ne scoate din cercul ăsta al statului de drept și ne aruncă, nu se știe unde. Spuneți așa, problema cheie rămâne educația, în sensul cel mai cuprinzător al termenului, contrar opiniei lui Marx, în orice societate nu economia comandă, ci cultura. Cultura în sensul foarte larg, cred că s-a înțeles și vreau să spun, nu redusă la, nu știu, literatură, artă, deci cultura în sens de mentalități, de comportamente, deci tot complexul acesta. Bineînțeles, fiindcă în funcție de asta se construiește o societate, se construiește o economie. Dacă nu ai cultura muncii, dacă nu ai cultura respectului, dacă nu ai cultura responsabilității, atunci totul e vraiște și nu mai iese nimic. Degeaba ai dezvoltare economică, că nu poți să-ți atingi obiectivele pe care, în mod firesc, o societate ar trebui să-și le dorească. O dezvoltare asta economică, dați aici niște statistici privind cât se citește în România. Cifrele arată foarte, foarte prost. Deci avem o întârziere istorică, asta e clar, pe care n-am reușit să o recuperăm. Treptat s-a făcut ceva în secolul XIX, în prima parte a secolului al XX-lea, iar mai fi trebuit României vreo 2-3 generații ca să pătrundă până adânc în societate formele occidentale, ideologiile, cultura și așa mai departe. Aceste 2-3 generații n-au fost acordate României, dimpotrivă ne-am trezit cu comunismul care ne-a împins pe o linie de garaj a istoriei și cu toate dereglările de după comunism, după 1989. În general, o națiune se bazează și pe cultura pe care o creează în interiorul, să spunem, comunității. Nu, încă o dată, avem o întârziere istorică și întârzierile astea se recuperează greu, fiindcă nici ceilalți nu stau pe loc, adică riști să nu avansezi prea tare în raport cu cei cu care vrei să te compari. Însă, în momentul când o națiune, sunt și lucruri excepționale, adică salturi istorice. În momentul când o națiune, într-adevăr, e pătrunsă de anumite valori, dorește să realizeze ceva anume, uitați-vă la Japonia, cum a devenit foarte repede, odată cu era Meiji, la 1868, a devenit un stat care a știut să îmbine tradiția cu modernitatea de tip occidental. Uitați-vă mai ales la Coreea de Sud. Deci Coreea de Sud, în urmă cu 50 de ani, era mult sub nivelul României, din multe puncte de vedere. Ori a reușit să facă un salt extraordinar. Sigur, astea sunt mai curând excepții, dar ele dovedesc că se poate. Adică întârzierea istorică, sigur că e un handicap, dar poate să fie depășit dacă o națiune devine, într-adevăr, conștientă de necesitatea de a merge într-o anumită direcție. Nu, la noi sunt prea mulți, de asta am spus undeva în carte că semănăm mai mult ca structuri sociale cu Rusia sau cu Turcia decât cu Occidentul. Și cred că am dreptate spunând asta. Există o Românie occidentalizată, există o Românie a oamenilor cu conștiință civică, cu responsabilitate și așa mai departe, dar există și o Românie amorfă, o Românie unde domnește incultura, destulă sărăcie și unde oamenii se simt dependenți de autoritatea sau de o anume autoritate politică. Deci noi nu am dus până la capăt procesul de
occidentalizare, procesul de democratizare a societății românești și plătim pentru asta. Ați putea să comentați un pic rezultatele referendumului cam în opinia dumneavoastră de istoric, cam ce arată faptul că multă lume nu s-a dus la vot intenționat? Bine, nici eu nu m-am dus la vot tot intenționat, așa că înțeleg foarte bine pe cei care n-au mers. A fost o bătaie de joc, de fapt, praf în ochii oamenilor pentru a se folosi în alte scopuri decât în cele declarate acest referendum. Deci, ce să spun mai mult, e tot circul ăsta politic românesc care nu ne face cinste.